Momente de suflet și emoție la evenimentul dedicat memoriei lui Avram Iancu, la împlinirea 175 de ani, de când Crăișorul Munților a cerut drepturile istorice și culturale ale românilor. Acest eveniment istoric petrecut la Blaj a fost rememorat pe Câmpia Libertății din localitate. Manifestarea a fost inițiată de Partidul Umanist Social Liberal în colaborare cu asociații istorice și de cultură. Românii nu îl uită pe Avram Iancu, cel care a cerut cu hotărâre drepturi pentru românii din Transilvania, culturale, istorice și de folosire a limbii române. A fost un eveniment istoric care nu poate fi uitat. Acum, cei care îi păstrează vie memoria au venit la Blaj ca să readucă în mintea oamenilor acele vremuri, dar și să tragă semnale de alarmă asupra situației actuale. Totul într-o proclamație pentru țară. Iată cum se jura acum 175 de ani. Nu voi lucra niciodată în contra drepturilor și intereselor națiunii române, ci voi ține și voi apăra legea și limba română, precum și libertatea, egalitatea și fraternitatea. Nu voi încerca să asupresc pe nimeni, dar nici nu voi suferi să ne asuprească nimeni. Voi lucra după putință la desființarea iobăgiei, la emanciparea industriei și a comerțului, la păzirea dreptății, la înaintarea binelui, umanității, a națiunii române și a patriei noastre. Așa să-mi ajute Dumnezeu și să-mi deie mântuirea sufletului. Amin. Născută în urmă cu 2 ani, din dorința de a împărtăși fiecărui elev care pornește în lupta grea cu viața, originile sfinte pe care le are. Am considerat că testamentul lui Iancu, unicul dor al vieții mele, este acela scris pentru toți eroii care și-au dat până la ultimul picurel de sânge pe câmpul de luptă al României și n-au mai apucat a-și scrie testamentul. Am vrea să învățăm fiecare copil care pornește în lupta cu viața și până în Parlament să ducem testamentul lui Iancu, să se știe ce străbun mândri am avut. Invitat special la această manifestare a fost istoricul și jurnalistul Laurean Stănchescu. El este un cunoscut om de cultură care întotdeauna a participat la acțiuni de acest fel. Am inițiat cu foarte mulți ani în urmă drumul marșului al lui Avram Iancu, pentru că mi se pare că Iancu este singurul om care a reușit să țină românismul în Ardeal. Dacă nu era Avram Iancu, astăzi curgea o istorie străină pe o albie românească. Iar Iancu a fost omul care a pus emblema românismului în Transilvania. Este, dacă s-ar fi născut în Grecia antică sau în Roma, astăzi era un erou de legendă. Toți scriitorii lumii l-ar fi cântat și l-ar fi ovaționat. Dar noi avem datoria această morală față de Avram Iancu, pentru că ne-a păstrat românismul în Transilvania și la ideea aceasta generală despre românism, noi trebuie să-l sărbătorim așa cum se cuvine, la înălțimea sacrificiului său, pentru că el a făcut un sacrificiu imens pentru românism. Departamentul pentru Transilvania al Partidului Umanist Social Liberal a organizat acest eveniment ca un omagiu adus moțului Avram Iancu, care și-a pus viața în slujba neamului său. Exemplul lui trebuie urmat de toți românii patrioți. La 175 de ani, de la strigătul lui Avram Iancu aici pe Câmpia Libertății de la Blaj, pentru drepturile culturale și istorice ale națiunii sale iubite, pe USL, Departamentul pentru Transilvania, organizează această acțiune pentru a se citi proclamația de la Blaj 14 mai 1848, 14 mai 2023. Tot cu această ocazie anunțăm și înființarea secției de cultură și istorie națională și universală a Departamentului pentru Transilvania, coordonată de domnul scriitor Stănchescu Laurean, jurnalist și istoric. Le mulțumim și celorlalți oameni de cultură care ni s-au alăturat Departamentului pentru Transilvania. Iar dacă acum 175 de ani Avram Iancu striga aici pe Câmpia Libertății gata, noi cei de la Departamentul Transilvania vă spunem așa, dragi români,
Dragi români, haideți alături de noi să apărăm valorile naționale și identitatea națională, așa cum au făcut și înaintașii noștri la 1848. Este un eveniment deosebit, reprezint filiala Hunedoara a Partidului Umanist Social Liberal. Sunt onorată că sunt astăzi aici. Am venit mai mulți din județul Hunedoara. A fost un adevărat luptător, a făcut istorie acum 175 de ani chiar aici, îmbărbătându-și concetățenii, spunându-le că suntem mulți, precum cucuruzii brazilor, mulți și tari. De menționat faptul că un tânăr avocat, la vremea respectivă, a știut să lupte pentru drepturile cetățenești, pentru libertate, pentru demnitate, pentru umanitate. Aș încheia apoteotic cu câteva rânduri din testamentul lui Avram Iancu. Unicul vis al meu în viață este să văd națiunea mea fericită. Partidul Umanist Social Liberal a înființat și un departament pentru cultură, istorie și politică, lucru remarcat de cei prezenți. Că nicăieri în lume niciun partid politic, nici de peste ocean, n-a mai făcut această idee generală, adică un departament pentru politică, cultură și istorie națională și universală, pentru că în Grecia antică, marea cultură a Greciei antice și marea politică se făcea prin cultură. Toți marii scriitori ai antichității grecești erau oameni culți care făceau politica prin cultură. Deci noi trebuie să învățăm de la marii noștri înaintași, care sunt chiar în antichitatea greacă și romană, să facem politică prin cultură. Atunci este politica ideală. Noi trebuie să învățăm acest lucru elementar și atunci vom ridica această carte a națiunii române. Spectacolul desfășurat seara pe Câmpia Libertății a adus pe scenă artiști îndrăgiți din Ardeal. Templul Apostolilor, din toate punctele, templul spiritual al Apostolilor, vă înmânesc din Sfinția Avram Iancu, pentru tot ce faceți dumneavoastră pentru patrimoniul spiritual românesc. Vă mulțumesc tare, tare mult, domnul Stâncescu, să știți că mă onorează acest premiu și vreau să vă spun că acest cântec al Iancului, da, M-a făcut pe mine cunoscută. Primul cântec pe care l-am cântat în urmă cu 56 de ani, da, a fost cântecul Iancului. Cu minunat, acest cântec minunat. Am luat numai note de 10 și pe atunci nu se cânta cântecul patriotic. Am fost prima cântăreață care am cântat cântecul patriotic, da, și am devenit foarte repede cunoscut. Manifestarea a fost una de suflet care a adus un omagiu creișorului munților.